Azi suntem în 17.09.2020. Uniunea Europeană a stabilit că astăzi este ziua europeană fără morți în accidente rutiere. Acțiunile de astăzi au făcut parte din proiectul european Road Pole Safety Days, destinat conștientizării de către participanții la trafic a riscurilor la care se expun dacă nu respectă normele rutiere. Astăzi, la nivel european, există un proiect, Săptămâna Europeană fără morți în accidente rutiere, 17.09. În toată Europa, în toată România, polițiștii rutieri, polițiștii de la ordine publică, sunt angajați în diverse activități pentru prevenirea evenimentelor rutiere, pentru prevenirea accidentelor rutiere, în care sunt implicați conducători auto, motocicliști, căruțași, pietoni. Noi vrem în această zi să nu avem morți în evenimente rutiere, atât la nivel județean, cât și la nivel de țară. Conducătorii auto opriți astăzi de polițiști au semnat un angajament care conține reguli esențiale de conduită la volan. Avem aici câteva promisiuni. Voi fi atent și voi respecta normele rutiere când voi fi la volan. Voi respecta limitele legale de viteză. Voi purta centura de siguranță și casca de protecție dacă conduc motocicletă. Nu voi conduce mașina, bicicleta, motocicleta dacă am consumat băuturi alcoolice. Voi fi atent la drum, precum și la participanți la trafic și nu voi fi distrasă de telefonul mobil. Sunt corecte aceste adevărate promisiuni? Sunt. Voi sunteți de acord să faceți parte din proiectul nostru? Vă rog să semnați. Sunteți o șoferiță model în general? Purtați centura de siguranță? Da. Telefonul mobil îl folosiți? Da. Doar pe sistemul HELP. Mulțumim mult și vă urăm drum bun. Există acest angajament pe care aceștia au fost de acord să-l semneze și au luat angajamentul că respectă regulile de viteză cu privire la regimul legal de viteză, să nu folosească telefonul mobil în timpul conducerii, să poarte centura de siguranță și, bineînțeles, să respecte și ceilalți participanți la trafic. Voi fi atent și voi respecta normele rutiere când voi fi la volan sau atunci când voi fi cu bicicleta în trafic. Voi respecta limitele legale de viteză. Voi purta centura de siguranță și casca de protecție, inclusiv atunci când voi fi pasager. Nu voi conduce mașina, motocicleta sau bicicleta după ce am consumat băuturi alcoolice sau substanțe psihoactive. Voi fi atent la drum, precum și la ceilalți participanți la trafic și nu voi fi distras de telefonul mobil. Da? Sunteți de acord cu regulile acestea? Deci acestea sunt motivele pentru care noi vom opri, să vă aducem la cunoștință. Acțiunile din cadrul Săptămânii Europene a Mobilității vor continua până pe data de 22 septembrie.